Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă dezbatere electorală TVR Moldova sub genericul Eu aleg, eu contez. Sper că v-ați obișnuit deja să ne urmăriți de la începutul săptămânii la orele 19 și 21, când aveți ocazia să-i cunoașteți pe candidații care vă vor cere votul pe 11 iulie. În această seară, din nou, trei competitori vor răspunde întrebărilor și își vor prezenta oferta electorală. Este vorba de doamna Irina Revi, vin de la Partidul Puterea Oamenilor. Bună seara, bine ați venit. Bine v-am găsit. Domnul Igor Cujbă, de la Partidul Oamenilor Muncii. Bună seara și dumneavoastră. Bună seara, doamna. Și domnul Dinu Țurcanu, de la Partidul Șor. Bună seara, domnule Țurcanu, bine ați venit. Bine v-am găsit. Bună seara. Înainte să începem, iată regulile după care se va desfășura discuția. Aveți fiecare la dispoziție câte 12 minute să răspundeți la întrebări și un minut suplimentar în care puteți adresa un mesaj direct alegătorilor care vă privesc. Vă rog să vă cântăriți cu atenție răspunsurile și să vă măsurați timpul, pentru că sunteți cronometrați, aveți acolo cronometru, încercăm să asigurăm condiții egale pentru toată lumea. Pentru început, în două minute, dacă puteți, o să vă rog să vă prezentați principalele priorități pe care le vizați odată ajunși în Parlament, dumneavoastră și partidul pe care îl reprezentați. Doamna Revin, vă rog. Partidul din care am parte și onoare să fiu astăzi aici să-l prezint, Puterea Oamenilor, este un partid nou creat, un partid care are ca o echipă oameni care n-au mai fost implicați în politică, sunt oameni care vor o schimbare pentru ei și pentru țară, sunt oamenii care fac viața în fiecare zi, sunt oameni care activează în diferite domenii, fiind eu, de exemplu, antreprenoare în domeniul IT, fiind consultantă pentru drepturile omului, eu am primit foarte multe oferte de la practic toate partidele politice din Republica Moldova să fac parte din ele. Acest partid a fost unul în care eu am avut încredere, pentru că am încredere în oamenii care l-au înaintat. Principalul mesaj pe care vrem să-l aducem noi, alegătorilor, este că puterea este în oameni și problemele noastre contează. Și vrem să aducem pe agenda Parlamentului, într-adevăr, problemele, dar și soluțiile acestor probleme, care vizează pe fiecare cetățean. Problemele persoanelor cu dizabilități, problemele persoanelor de etnii, problemele persoanelor în etate, problemele femeilor care sunt angajate, de exemplu, și primesc un salariu mai mic chiar în aceeași poziție decât bărbații. Problemele care nu sunt populiste, nu trezesc slogane, nu aduc dividende politice, problemele care ne fac viața mai grea. Noi vrem să schimbăm viața în Moldova spre bine, pur și simplu, în fiecare zi, câte un pas spre acest scop. Mulțumesc, v-ați încadrat perfect. Domnul Cujbă, vă rog. Bună seara, stimați telespectatori. Bună seara, doamna moderator. Eu am să încerc să explic foarte simplu. Deci eu mă numesc Igor Cujbă. 25 de ani, din 95 până în 2010, am lucrat și am trăit în diferite țări, am locuit în 5 capitale, București 8 ani am stat, Moscova 10 ani, Roma, New York, capitala comercială a lumii, deci Chișinău. Eu nu numai că știu cum poate fi schimbată viața, fiind un partid de stânga, văzând într-un state foarte capitaliste, total capitaliste, unde oamenii care sunt săraci au o atenție din partea statului sporită, deci nu există sărăcie în halul în care există în Moldova. De aceea scopul nostru este, deci foarte simplu, combaterea sărăciei. Suntem cel mai sărac stat din Europa. Să încetăm dezmățul procuratorilor, judecătorilor, procurorilor, judecătorilor, avocaților, care este pur și simplu un business în trei. Să controlăm banii publici, am multe, multe proiecte, dar asta o să vorbesc mai târziu. Deci scopul nostru este
într-adevăr, să schimbăm țara, fiindcă noi cunoaștem foarte mulți oameni care sunt în Partidul Oamenilor Muncii, sunt persoane care au locuit 10, 15, 20, 25 de ani afară și sigur știu cum funcționează un stat, unde funcționează legea. Toate promisiunile astea electorale care le fac majoritatea partidelor nu au la bază nimic absolut. Eu nu vorbesc de partidele noi. Eu vorbesc anume de partidele care au fost 30 de ani la putere, n-au făcut nimic și iarăși ies în fața alegătorilor cu aceleași promisiuni, cu aceleași cifre. Unii nici măcar nu urmăresc ce au promis data trecută. Așa că o singură rugăminte am. Urmăriți-ne și o să vedeți că ceea ce propunem noi este real și la bază stă logica și analiza. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnule Țurcanu, oferta electorală a partidului dumneavoastră, principalele priorități, în două minute, vă rog. Da. Bună ziua, dragi locuitori ai Republicii Moldova, bună ziua, dragii mei orhieni. Pentru orhieni, poate sunt un pic mai cunoscut, sunt și președintele raionului Orhei și sunt onorat astăzi să aduc în fața tuturor alegătorilor din Republica Moldova oferta Partidului Politic Șor de dezvoltare, sau mai bine spus, strategie de dezvoltare a țării, care este una foarte simplă, este o strategie muncită timp de 6 ani, din 2015, reamintim, Partidul Politic Șor se află la guvernare în municipiul Orhei, din 2019 se află la guvernare în raionul Orhei și oferta noastră este foarte concretă în acest sens. Nu este secret pentru nimeni, iubim sau nu Partidul Politic Șor, toată lumea recunoaște plus valoarea pe care acest partid a adus-o în municipiu și în raion și iată astăzi dacă avem un exemplu de dezvoltare al țării, acest exemplu de dezvoltare este municipiu și raionul Orhei. În primul și în primul rând am fost foarte atenți în gestionarea banului public. Gestionarea banului public stă la baza dezvoltării raionului și toate proiectele din municipiu și din raion sunt astăzi executate din bani publici. Reamintim și pe această cale, și este un exemplu bun de urmat, bugetul orașului, municipiului Orhei, în ultimii 5 ani a crescut de la 14 milioane la 56 de milioane. Iată un exemplu concret de gestionare corectă a treburilor publice în municipiu și în raion. Un alt principiu important pe care l-am urmărit a fost efortul de a lăsa geopolitica pe planul 2 sau 3 și de a pune în capul cetățenilor prioritățile stringente pe care ei le au. Grădinițele, școlile, drumuri reparate, parcuri și toate elementele de infrastructură necesare care nu le considerăm un lux, dar le considerăm un strict minim necesar pentru ca viitorul nostru să semne frumos aici acasă. Mulțumesc. Și acum prima întrebare, care aș vrea să fie comună, este pentru toți trei și se leagă de o știre de astăzi. Președinta Maia Sandu a prezentat un bilanț al primelor 6 luni din mandatul său, ocazie cu care a spus și ce și-ar dori de la aceste alegeri și de la următorul parlament, să fie unul curat și unul stabil, capabil să formeze o majoritate și un guvern cu care, spune președinta Republicii Moldova, să poată lucra un parlament care să nu blocheze proiecte economice, reforme gândite în special cu Uniunea Europeană, cu România și cu alte țări occidentale în principal. Vă vedeți împreună cu partidul dumneavoastră făcând parte dintr-o astfel de majoritate sau dimpotrivă, mai degrabă dintr-un bloc împotriva proiectelor președintei Maia Sandu? Domnule Țurcanu, vă rog. Aș fi foarte fericit să aud de la doamna președinte Maia Sandu un raport în primăriile care le-a gestionat partidul dumneiei și nu din auzite vă spun că bugetele care le are le-au autoritățile publice locale, ele sunt, respectând proporții, ele sunt aceleași. Și întrebarea mea către doamna Maia Sandu este de ce în raionul Orhei astăzi arde lumina, în 95% din satele din raionul Orhei, de ce în municipiul Orhei este ceea ce toată lumea știe, un exemplu de dezvoltare al țării, iar în primăriile, și nu arunc pe această piatră doar în grădina Maia Sandu, e întrebarea și la ceilalți, de exemplu, 18 președinți de raioane din partea Partidului Socialiștilor, care știm foarte bine că nu au aceleași succese pe care le avem noi în raionul Orhei. Iar concret la întrebarea dumneavoastră, vreau să spun că Partidul Politic Șor întotdeauna a avut o abordare foarte concretă. Indiferent de orientarea geopolitică pe care au politicienii sau indiferent de programul pe care ei l-au, dacă
în capul mesei stă interesul cetățeanului și în capul mesei stă soluții la aceste probleme a cetățeanului, noi suntem gata în orice secundă și am demonstrat acest lucru să implementăm aceste proiecte, indiferent de orientarea și geostrategie și orice fel de minunății de genul acesta. Este timpul ca Republica Moldova un pic să lase aceste discrepanțe geopolitice și să apuce de treabă. Dar într-un guvern vă vedeți făcând parte în jurul actualului președinte sau împotriva lui? Pentru mine, actualul președinte trebuie să-și ducă mandatul. Iar guvernul nu este cumva făcut în jurul președintelui. Guvernul este o negociere normală, sănătoasă, democratică între partide. Mulțumesc. Doamna Revin. Știți, Republica Moldova a avut atâtea de multe alianțe. A durat aceste practic 30 de ani. Și eu totuși tare sper și oamenii din partidul din care fac parte speră că acest viitor parlament va fi nu un parlament de alianțe politice, dar un parlament care va avea scopul de a aduce o schimbare economică și socială în stat. Și să nu facem alianțe pe gen geopolitic, politic, înțelegeri din culise, înțelegeri prin lângă ambasade sau în ambasade străine. Să facem pur și simplu un parteneriat între aleșii poporului, partidele care au fost alese și susținute de popor, în care poporul a avut încredere, să voteze pe baza tuturor proiectelor, reieșind de un singur scop, de reieșit din scopul de a face viața mai bună pentru cetățean. Pentru că noi trebuie să servim politicienii, trebuie să servească interesul poporului. Atât. Nu trebuie să facem un joc în jurul prim-ministrului sau un joc în jurul președintelui, că în caz dacă nu facem o înțelegere prealabilă cu președintele, nu va fi votat guvernul. Hai să depășim aceste jocuri și intrigi politice, că nu ne-a adus la nimic în acești 30 de ani. Vă vedeți partidul făcând parte dintr-o coaliție guvernamentală sau în opoziție? Ne vedem un partid care face parte dintr-o majoritate parlamentară care va avea ca prioritate interesul poporului. Atât. Vă mulțumesc, domnule Cujba, vă rog. Eu am să răspund foarte simplu. Deci Maia Sandu este președintele Republicii Moldova. Deci, automat, în afară decât respect din partea noastră, altceva nimic, deci tot respectul și toată susținerea. Referitor la alianțe, deci nu vreau să discut, fiindcă noi avem programul nostru, fiecare partid are programul său, noi suntem un partid de centru-stânga, asta înseamnă că noi trebuie să lucrăm anume asupra, împotriva sărăciei. Deci eu nu vreau să vorbesc mult la capitolul alianțe, deci opoziție sau nu, timpul o să arate. Deci, la momentul actual, noi informăm oamenii ce vrem să facem, oamenii ne aleg, ajungem în Parlament, atunci o să vedem. Credeți că de data asta va fi diferit față de ce s-a întâmplat în anii anteriori în Republica Moldova? Adică va exista mai multă stabilitate după aceste alegeri? Sigur că da și vă spun de ce. Foarte mulți hoți care acum aruncă miliarde de lei sau zeci de milioane de euro în alegerile astea, ei n-au să ajungă în cantitatea necesară în Parlament. În viitorul Parlament pe noi ne așteaptă foarte mari surprize. Foarte mari surprize și mai mult ca sigur că o să fie majoritate de cel puțin 60% persoane integre. Eu nu vreau să numesc partidele acum. Deci e sigur o să fie cu tot o altă situație. Mulți șmecheri au să nimerească la pușcărie și lucrurile au să schimbe înspre bine. Poporul se trezește. Și eu nu vorbesc de diaspora acum, fiind chiar din diaspora. Eu vorbesc de oamenii de pe loc. Așa că totul o să fie ok, mai mult ca sigur. Sunteți foarte optimist și sunteți aproape o excepție între politicienii care au trecut prin acest platou. Vă spuneam la început că avem întrebări și din partea noastră, dar și din partea oamenilor simpli care vor merge pe 11 iulie să vă voteze. Colegii mei de la știri au încercat să stea de vorbă cu oameni din diverse zone ale țării și să-i roage să vă adreseze întrebări și mesaje direct. Haideți să vedem ce au avut de spus. Noi lucrăm la stat, de pildă, așteptăm salarii mai decente, mai condiții de muncă mai bune și se întoarcă copiii și nepoții în țară, principalul, ia ca zis, să aibă locuri de muncă aici. Drumurile străile, apa nu-i de calitate, de pildă la noi în sat, aici la Brăila, toate țevile sunt vechi. Ia că vreau să-i adresăm întrebare,
că n-au de gând să fie pensate, să vadă problemele oamenilor, stai de vorbă, nu numai odată în 4 ani, dar mai des să vie, după alegeri, în timpul mandatului, când lucrează ei, atunci să vie. Eu nu aștept nimic, absolut nimic. 30 de ani dacă nu s-au făcut, încă 30 de ani tot n-ați făcut. Încredere nu avem în nimeni, pentru că ei toți vorbesc frumos, pățarnici, mișinoși, trădători, toți cele, banul pe primul plan. Cei care ajung acolo, de ce ar trebui să se apuce? Ce ar trebui să facă mai întâi? Să lepede de corupție, în primul rând, să apuce de lucru. Tu uite de firmele lor care le au. La dezbate ei se murdăresc, dar nu vine nimic cu un program să spui cineva că eu am, iaca, am calculat, atâta costă drumul ăsta, atâta costă și ei toți, că așa l-au furat, că așa la tine e împărtit, așa l-ai corupt, așa l-ai... E prostie, eu nici nu mă uit. Eu plec din țară, la alegeri mă duc, dar plec pentru că 30 de ani am așteptat și nu mai am ani și ies, mai aștept. Trebuie râsul istotet, trebuie de alungat. Știți cum? E presul, s-au îmbogățit, au de tăcele, dar noi sărăși ca așa, lucrăm și tot. Nimic n-avem. Și bă drumuri bune, normale, și bă benzina, prețul bun, dar nu s-au ridicat tăcele, prețurile la magazin tot așa. Domnul deputat, când ați ce bădeam în schimbări, când ați trăim mai bine? Vezi cum? Și bă și prețuri normale și să nu murim de foame. Eu am mămică care este plecată peste hotare și foarte tare mă doare că eu nu o văd alături. Și aș vrea să întreb, când va fi acest lucru, când va fi această schimbare? Iată chiar pentru noi tinerii. Noi nu găsim locuri de muncă care să fie bine plătite, ca noi poate cât de cât să ne ajutăm părinții, care de mulți ani de zile nu-și văd casa și nu-și văd copiii. Domnule Cujba, aș vrea să încep cu dumneavoastră pentru că vă remarcasem optimismul mai devreme. Așa. Și poate aveți un mesaj direct către al doilea domn, care era mult mai pesimist decât dumneavoastră, spunea că nu are nicio așteptare și că va pleca din țară, chiar dacă va vota, pentru că nu se mai așteaptă la nimic bun. Explicația acelui om de ce ar trebui să rămână aici. Deci eu am să explic acelui om primul lucru. Foarte simplu. În primul rând, e foarte ușor de vorbit în stilul ăsta că nimic nu se schimbă, anume pesimist. Asta este o metodă foarte simplă de rezolvat orice problemă. Devii pasiv și tu. Plecarea, vreau să-i garantez că l-așteaptă mari dezamăgiri când o să pleci afară. Deci afară, când e colaci în coadă, n-aleargă. Asta unul la mână. Doi la mână. Acum avem alegeri. Să studieze programul, să ajute să scăpăm de corupție și de bandiți din țară și toate lucrurile se vor schimba. Țara asta nu o să schimbe nimeni în afară de noi. Indiferent ce se întâmplă acum, țara va fi schimbată de oameni. Alegerile, asta înseamnă schimbare. Eu mult pot să vorbesc despre diferența ce e afară și ce e aici. Moldova are viitor. Uitați-vă ce pământ avem noi. Toți oamenii noștri când pleacă afară, imediat își găsesc de lucru. De ce? Sunt oameni harnici, foarte repede prin profesiile. De ce ei nu se întorc acasă? Eu vă spun un lucru, eu am să fiu sincer cu dumneavoastră. Nu deputații vă fac salarii, salariile plătesc businessmanii. Dar deputații fac așa condiții de viață ca să iei mită de la businessmani ca voi să nu vă dea salarii. Adică ei nu își îndeplinesc pur și simplu funcțiile lor ca oameni de stat. Scopul lor este voi să muriți de foame, ca permanent pentru o cană, pentru un kilogram de grecică și alte șmecherii să votați pentru dânși. Asta e o metodă de a vă ține în șah. Așa că, fraților, treziți-vă și începeți personal să credeți în viitorul vostru. Ce exemplu sunteți voi pentru copii dacă voi sunteți așa de pasivi? Asta e mesajul meu pentru domnul respectiv. Doamna Revin, pe dumneavoastră aș vrea să vă rog să îi adresați un mesaj tinerei, ultima tânără din Montaj, pentru că vorbeați mai devreme că una din priorități este să vă adresați categoriilor vulnerabile, bătrâni, copii, femei. Tânăra spunea că are mama plecată în străinătate și din cauza asta e foarte tristă că nu o poate avea alături. Sunt multe alte familii care sunt despărțite. Ce se poate face pentru acești oameni? Ce vreți dumneavoastră să faceți din Parlament? Eu personal am determinat pentru sine 5 priorități dacă voi ajunge în acest Parlament. Și una din top 3 priorități este restructurizarea economiei de la o economie de producere, care tindem să fim și nu realizăm 30 de ani de zile pentru că nu avem capacitatea, la o economie de servicii, pe cum a făcut majoritatea statelor care acum sunt în top de dezvoltare economică. Estonia,
țările baltice, alte țări care s-au reorientat economia sa spre economie de servicii și a garantat milioane de locuri de muncă. Oamenii plecați de după hotare, ei pleacă după surse de existență. Dacă noi restructurizăm economia noastră pentru a garanta muncă decentă, salarii decente, atunci acești oameni se vor întoarce. Atunci acești tineri nu vor pleca. Atunci potențialul pe care noi îl avem va fi realizat. Să știți că avem niște tineri fenomenal de deștept și capabili. Și mi-a părut foarte rău că domnul coleg de dezbateri a spus, cumva a încercat să îi impună pe antreprenori contra statului sau contra poporului, ci că antreprenorii vă dau salarii special mici, pentru că este o prioritate pentru politicieni, voi să fiți săraci. Mă scuzați, dar antreprenorii sunt sângele economiei. Noi avem atât de mică clasă de antreprenoriatri care atât de mult suferă o povară fiscală, o povară psihologică din partea statului, care nu este susținută deloc și ei oferă aceste locuri, puține locuri de muncă care mai există în Republica Moldova, sunt organizate sau prestate aceste antreprenori, ei trebuie să fie susținuți de stat printr-un program de susținere antreprenoriatului mic și mijlociu și atunci vor fi locuri de muncă, atunci vor reveni oamenii acasă, atunci tinerii își vor realiza aici potențialul. Noi suntem cei care putem aduce schimbarea dacă ne punem un pic prioritățile bine. Să nu spunem că cineva este rău, cineva este mai bun. Oameni buni, oameni rei, nu-i sloganul care vine va uni. Trebuie să avem o prioritate. O dezvoltare economică pentru viitoarele generații și pentru a asigura părinții noștri aici acasă. O mulțumesc, replică, vă rog. Totuși, deci eu n-am spus că antreprenorii fac special. Politicienii fac așa viață ca antreprenorii să plătească salarii mici ca oamenii să fie săraci. Eu nici de cum n-am spus că antreprenorii fac special. Este video, o să vedeți. Este, dumneavoastră, de la bun început un pic ați format așa că antreprenorii sunt de vină că aveți salarii mici. Nu. Da. Politicienii. Haideți, după dezbateri vom privi ce vreodată. Ce problemă aveți, okay. Drept să vă uitați, sigur. Mersi mult. Ați trecut deja la punctul următor pe care îl avem, care se numește tir încrucișat, dar așa. Până atunci vreau să revenim puțin la domnul Țurcanu și să-i dau ocazia să dea un mesaj unuia dintre cetățenii care au adresat întrebări. Vorbea ultimul domn, domnule Țurcanu, din înregistrare, despre corupția politicienilor, despre justiție și aș vrea să vă rog să-i explicați domnului și să le explicați alegătorilor ce atitudine va avea față de justiție partidul dumneavoastră, care este condus și poartă numele unui om condamnat care în momentul acesta se află peste hotare sustrăgându-se practic justiției. De ce ar avea încredere cetățenii să vă voteze pe dumneavoastră? În primul rând, domnul Șor pledează în continuare nevinovat și sentința nu este definitivă. Într-al doilea rând, exemplul pe care l-au dat orhienic în 2015, problema domnului Șor nu este de astăzi, este de 6 ani. Și atunci când am mers în orașul Orhei, în 2015, vreau să vă spun așa foarte telegrafic câteva chestiuni foarte importante ce s-a întâmplat în Orhei și de ce credem noi că Orheiul este unicul model clar și valabil și palpabil de dezvoltare a Republicii Moldova. Prima chestie care a fost acolo, fiți atenți, raionul Orhei și municipiul Orhei, fiind din zona centru, este foarte sensibil la mesajul mai național, mai românesc, dacă vreți. Și când am intrat cu dumnealui în municipiu, el vorbitor evreu, vorbitor de limbă rusă, eu un pic am fost sceptic și mi-a fost mare mirarea când românii noștri din Orhei spuneau foarte clar, domnule, indiferent de ce limbă vorbește dumnealui și cine este el, pe noi ne-am săturat să ne tot conducă românii noștri sau alte, să spunem așa, alte curente geopolitice, tot felul de curente geopolitice au fost la guvernare și nimeni nu a făcut nimic. În 2015 și în 2019, susținerea masivă pe care a avut-o Ilan Șor și partidul Șor în Orhei s-a bazat tocmai pe votul de răzbunare a orheienilor pentru toți cei care au condus 30 de ani. Și iată, nouul model de guvernare pe care l-am propus, pe care îl implementăm în orașul Orhei și municipiul Orhei, are la bază o singură chestie, stat puternic. Și stat puternic înseamnă justiție corectă, înseamnă administrație publică responsabilă, înseamnă ban public cheltuit eficient, înseamnă proiecte concrete și înseamnă că nu în ultimul rând, foarte multe probleme care au fost și care foarte corect
cetățenii noștri și le-au spus, țin de bani. Iată, noi vedem un rol foarte activ a statului în economie, nu doar unul de liber arbitru și de cel care e legiuitorul, dar este vorba despre cel care trebuie să joace un rol foarte activ. Noi vrem ca întreprinderile de stat, noi vrem ca influența statului în procesul economic să fie la justa lui valoare. Numai în felul acesta este posibil de schimbat aceste stereotipuri pe care astăzi încă, din păcate... Stat puternic nu înseamnă și că toți cetățenii sunt egali în fața legii și se supun deciziilor justiției? Absolut, în primul rând. În primul și rând. Cum face asta președintele partidului dumneavoastră? Noi am discutat de foarte multe ori. Faptul că el nu apare în spațiu public, el așa a luat măsuri de precauție, fiindcă se simte tocmai din cauza justiției din Republica Moldova, se simte persecutat și nu are încredere în acest sistem de justiție. Asta stă la baza faptului că nu apare în public. Mulțumesc. Și acum haideți să trecem la punctul următor. Vă spuneam, avem o rubrică care se numește Tir încrucișat și în care fiecare dintre dumneavoastră are posibilitatea să adreseze orice întrebare dorește unuia dintre sau chiar celor doi contracandidați din platou. Haideți să începem cu domnul Cujbă, pentru că a fost deja interpelat de doamna Revin. Domnule Cujbă, dacă doriți să adresați o întrebare sau un comentariu cuiva dintre contracandidații dumneavoastră? Deci prima întrebare o am la moderator, deci era vorba de prezentat niște proiecte personale. Asta o să fie sau nu? Sau astea deja au fost? Personale, personale. Ați avut la început două minute să prezentați Nicio problemă, am înțeles. V-am avertizat că trebuie să vă cântăriți timpul cu atenție. Ok, și o simplă întrebare. Dumneavoastră vorbiți că bugetul Orheiului a crescut de la 14 milioane din 2015 până la 54 de milioane de lei acum, da? Spuneți-mi, vă rog frumos, dar cu cât au crescut creditele care le-au luat Orheiul în perioada respectivă și până în ce an și ce ați pus în gaj în Orhei, dacă nu mă înșel, vă deja ați încărcat până prin 2030 ceva, deci pur și simplu cine o să plătească toate datoriile astea? Din câte înțeleg eu, vă ați băgat toată regiunea asta, Orhei, raion, satele de pe împrejur, deci într-o datorie foarte mare. Deci altă întrebare. În primul rând, bugetele nu sunt la fel, fiindcă voi ați votat noaptea cu socialiști și ați împărțit banii și în toate primăriile. Nu sunt din pas din eu n-am nicio primărie. Dar banii nu au fost folosiți, nu au fost împărțit cinstit la toate partidele. Asta înseamnă ca să-ți povești că voi sunteți cei mai șmecheri chiar mai departe. Voi ați cumpărat pur și simplu niște lămpi care consumă mai puțin energie, dar majoritatea satelor ați făcut numai chestii de gală, cum se numesc ele, subotnici și curățenii și așa mai departe. În jura de jos, sau cum se numește, unde a fost Marina Taubert primar, deci în afară decât povești cu colhozul celălalt, eu n-am văzut nimic. Așa că eu personal, și am să vă răspund la întrebare, deci au votat cu voi fiindcă sunteți cei mai mari corupționeri politici din țară. Haideți să-i dăm ocazia așa domnului Turcanu să răspundeți la întrebarea cu bugetele, răspundă. Cu datoriile, cu creditele, măcar atât. Ok, chiar mă bucur pentru că ați ridicat mingea la fel. O să începem pe rând. Suntem foarte numai fericiți. Numai să țineți minte să vă încadrați în două minute. Suntem foarte fericiți că anul acesta, de exemplu, la Jora, ce se întâmplă, avem pentru prima dată în istoria acestei localități și nu numai, este un tronson de drum mult mai important decât conexiunea cu Jora, care, iată, datorită fracțiunii Partidului Politic Șor, a obținut 56 de milioane de lei și astăzi, pentru prima dată în istoria acestei localități, se asfaltează acest drum. Încă 12 milioane, tot datorită fracțiunii Partidului Politic Șor, care a făcut aceste rectificări la buget, 12 milioane s-au obținut pentru reparația grădiniței din sectorul Lupoaica, municipiu Orhei. S-au de unde? Eu am explicat rectificări la bugetul de sat. Adică când ați împărțit banii noaptea, ați luat voi cu socialiștii majoritatea banilor, n-ați dat nimănui. Acum ieșiți la televiziune în față și vă lăudați cu asta. 12 milioane pentru cât? Un kilometru, două, trei? Cât kilometri drum? Câți bani ați furat dintr-înși? Concret, în primul rând eu am întrebat, care sunt creditele? Care ați luat voi? Nu mă luați pe mine cu Jora de Jos că ați luat 200 milioane. Creditele concrete, ce sumă sunteți președinte de Orhei? Ce sumă are datorie Orheiu la bănci, la, nu știu, la clanul criminal și așa mai departe? Întrebarea concretă, răspuns concret. Nu mă luați pe mine cu povești de astea, că puteți să gesticulați
New York sau unde ați mai fost aici. Roma, New York, Moscova. Aici suntem totuși la niște dezbateri democratice. Foarte bine. Deci rog, concret la întrebări, fraților, nu mergi. Dumneavoastră ați făcut circ cu niște tot așa corupți pe la celelalte emisiuni. Cu mine, concret, întrebarea concret. Câte credite ați luat? Când trebuie întoarse? De la cine l-ați luat? Concret, cu mine nu vă jucați, fraților. Nu vă jucați. Încă un pic și m-ați speriat așa. Nu, eu vă spun, dar nu, eu știu. Da, un pic așa, da. Dar acum, dacă îmi permiteți să răspund. Da. Ce ține de credite, este absolut ciudat că v-a delegat partidul pe dumneavoastră, ca să nu înțelegeți că nu este posibil, nici un leu nu a fost luat, nici o datorie publică din 2015 până acum, din contra, s-au eficientizat întreprinderile de stat, s-a majorat de 4 ori bugetul municipiului Orhei, ce ține de localitățile în care noi le gestionăm în raionul Orhei și sunt 74 de sate, 38 de primării, indiferent de culoarea politică, suntem mândri că suntem primul și unicul raion deocamdată care a implementat la scară de 100% iluminatul stradal. În jur de 45 de milioane de lei din bugetul Consiliului Raional și din bugetele și participarea din bugetele primăriilor din raion au fost bani publici care au prin care am executat acest proiect mare de iluminat stradal. Fiecare străduță, fiecare stâlp este astăzi dotat cu sistem electric. Și îmi pare rău că această abordare nu există astăzi, când vorbim de banul public, nu există astăzi și la celelalte partide și este evidentă această situație. Nici, aș vrea să vă rog nici, eu vreau să folosiți precizez, timpul să da, vreau să precizez, niciun raion, da, niciun raion astăzi din Republica Moldova nu are performanță. Ne mai vorbim de municipiu. Municipiul Orhei este exemplu viu astăzi de dezvoltare a Republicii Moldova. Raionul Orhei, având o agendă mai complicată cu satele pe care le avem, iată, noi ușor, ușor facem același efort pe care l-am făcut în municipiu și este raionul exemplu astăzi pentru toți. Întrebarea mea ar fi către, nu dumneavoastră, către doamna care stă în stânga, spuneți-ne, vă rog, ce viziune aveți, master, despre acordul de liber schimb, de exemplu, cu Turcia? Care sunt avantajele și dezavantajele în sensul economiei Republicii Moldova? De liber schimb, cu anume cu Turcia? Cu Turcia, cu Uniunea Europeană, cu orice. Cum vedeți, master, dacă sunt avantajele și dacă nu sunt, care sunt ele? Și mai mult m-ar interesa dezavantajele, dacă să fiu sincer. Dezavantajele, ok. Cam strane sună întrebarea, pentru că mi-a adresat mie unui reprezentant de unui partid care n-a fost la guvernare în momentul. O viziune noastră. Viziunea mea personală? Da. Orice acord este în favoarea, ar trebui să fie în favoarea a două părți, adică ambelor părți care îl semnează. Într-adevăr, în ambele acorduri, fie acordul cu Uniunea Europeană, fie acordul cu Turcia, Republica Moldova, drepturile Republicii Moldova sunt un pic ofensate sau pur și simplu pusă într-o poziție în care ar trebui să semneze unele momente care nu sunt în avantajul nostru. Dar fiind un stat care până acum nu are o economie stabilă și depinde absolut total de banii externi veniți din diaspora, noi nu avem niciun valoare, nici politică, nici economică pentru a ne introduce în aceste acorduri drepturile noastre. Pentru să devenim un partener care poate pune pe agenda sau în anumite acorduri prioritățile sale, noi trebuie să devenim un popor unit. Să nu demonstrăm ceea ce ați demonstrat dumneavoastră, ambii onorați domni aici, în bătăliile astea electorale, să vă dați tari și mari și cu multe emoții. Despre că vreau acord, să acord, păi eu am dreptul să-mi spun să-mi cheltui timpul așa cum am dreptul, ok? Suntem vii, ok, dar haideți să fim și productivi. Suntem la match, suntem în ring. Nu suntem în dezbatere, nu suntem în ring. Noi suntem în ring, noi suntem acolo unde trebuie să demonstrăm încredere oamenilor și să stimulăm să iasă la vot. Ei sunt sătuli de aceste match-uri politice pe care le toți domnii onorați din politică, fiind mare majoritate bărbați, vin și le arată în electorală și pe urmă se duc pe cabinete și uită exact pe 4 ani sau pe 2 ani dacă avem alegeri anticipate. Haideți să fim mai productivi! Haideți să creăm afaceri, haideți să creăm parteneriate, haideți să creăm parteneriate în care noi vom fi destul de încrezut în sine, să impunem
condiții în favoarea noastră. Haideți să nu ne dăm în spectacole, că personal, eu de ce am venit în politică? Pentru că sunt sătulă de spectacole 15 ani de zile. 15 ani de zile v-am văzut pe voi pe toți în aceste spectacole. Nu mai vreau. Vreau să văd oameni reali care vin cu soluții. Mai aveți timp să adresați și dumneavoastră o întrebare unuia dintre domn? Eu dă o întrebare la Andy. Nu mai să aibă și timp să răspundă. Vă spuneți că veți să combateți corupția. Trei pași concreți pentru a combate corupția după viziunea partidului dumneavoastră. Uitați-vă, chiar proiectul se numește, de exemplu, uitați-vă, spun sincer, repede, ca să înțelegeți. Uh-huh. De exemplu, proiectul Tauberg. Oricărui demnitar public îi este interzis să accepte donații, cadouri, dacă suma depășește minimum de existență 2083 de lei. Uh-huh. Adică tu n-ai drept să-i Mercedes, cerșei de 10.000 de euro, n-ai drept, ești demnitar public. Da. De exemplu, proiectul Candu. Oricărui demnitar, prin lege, este interzis să facă împrumut de la persoane fizice, inclusiv rudi, părinți. De ce? Fiindcă ei, fraților, le dau banii la părinți, pe unul duc și fac contract cu luat banii de la părinți. Înțelegeți? Nu ai dreptul, frate, la bancă, du-te la bancă, pune gaj, iei datorie. Mai departe, iarăși corupție. Proiectul Dodon. Proiectul păi, eu am spus ce face, face dumneavoastră. Dați-mi, nu ce-a făcut ei. Eu fac asta. Vă spun, proiectul se numește Dodon. Uh-huh. Și ca să nu se... Mai departe, niciun demnitar de stat nu are dreptul să se deplaseze sau să se cazeze din contul sporturilor străini sau locali, inclusiv statele străine. Nu poți să te duci tu la Rusia, la tratative, plătit de ambasada Rusiei biletul. Ce fel de interese a statului să le aperi tu? Poftim, doamne, trei proiecte de legi pe loc. Vă mulțumesc. Ok, dumneavoastră credeți că corupția începe de acolo? Doamne, eu v-am răspuns la întrebare, ce cred eu, e treaba mea. Cum? E treaba voastră sau partidul pe care reprezentați? Nu, în momentul de față eu vorbesc. Nu este treaba mea ce gândesc eu. Eu v-am întrebat opinia dumneavoastră. Doar răspuns? Trei corecte de legi. A spus trei corecte de legi care sunt apoase și care sunt puțin realizabile. O să le ascultați după emisiune, okay. O să vă placă. Sunt foarte bătoasă. Serios? Nu, cred că nu. Nu sunt sigură, dar... Eu v-am înțeles, doamne. Eu v-am înțeles. Pe bine? Mersi că m-ați înțeles. Vă răspund și la întrebarea cu domnul, cu Uniunea Europeană. Deci, măcar că... Se numește acordul liber. Nu, că eu altfel spun. Nu trebuie să spuneți altfel, trebuie să știți. Măcar ce înseamnă. Eu vă spun acordul, deci este semnat efectiv de oameni proști. Dar cine l-a semnat, știți? Deci, dar nu mă interesează, propus, eu deci n-am cu deși nimic, domnule, eu eram atunci la lucru. Nu contează. Dar vă spun eu, și cel mai interesant, că datorită la semnării acestui acord, au profitat anume șmecherași de al de partidul. Șor, Candu, Filat și tot așa mai departe. Și încă ceva, doamnă, eu nu sunt la putere, eu n-am fost în politică. Eu până acum am muncit, ca să știți. Așa că e cam asta. Cam asta? Asta e tot? Nu e asta tot. Vă opresc pentru că mai avem și Bolu și trebuie să răspundeți la o întrebare. Domnule Țurcanu, vă rog un răspuns scurt doamnei, pentru că aveți deja doar un minut. Ce pot să vă spun? Pe exemplu raionului și municipiului Urhei, corupția, de exemplu, tot ce înseamnă administrare publică și funcționari publici, astăzi este egală cu zero. Și dacă este posibil astăzi de a implementa pe bani bugetari, accentuez, bani bugetari, toate organele competente a statului au verificat activitatea noastră și verifică în fiecare zi de unde sunt banii. Tocmai având la bază aceste suspiciuni, sunt bani bugetari și felul în care ei se implementează și felul în care ei se execută presupune zero corupție. Să vă rog să trageți cu un bilețel de aici și să încercați să răspundeți cât se poate de scurt, mai ales domnii Cujbă și Țurcanu, care mai au cam 30 de secunde. Doamna... Mersi. Vedeți cum bărbați se pierd timpul în discuții fierbinți fără niciun sens productiv? N-ar trebui să spun lucrul ăsta pentru că v-am spus să încercăm să fim imparțial, dar cred că a fost cea mai animat dezbatere de când am început. E clar că pe măsură ce înaintăm în campania electorală se încinge și tonul discuțiilor. Vă rog, dacă puteți să citiți întrebarea pe care ați... Doamna Revin, că dumneavoastră aveți cel mai mult timp la dispoziție. Întrebarea mea sună: când se sărbătorește Ziua Europei și care este semnificația ei? Ziua Europei se sărbătorește pe 9 mai. Ok, în Republica Moldova de obicei se sărbătorește pe 10 mai, pentru că pe 9 mai noi avem
o tradiție deja, da, de o atitudine anumită, formată în 70 de ani asupra acestei victorii, sau eu o spune, niciodată n-am numit această sărbătoare numai victorie, a fost ziua păcii. Pentru mine asta contează, să nu se mai repete. Semnificația ei este că, dar e un angajament al Europei, că să nu se mai repete ceea ce a fost cândva. Să nu mai aibă niciun război mondial, din niciun motiv. Pentru că dezbinarea și ura ajung ceea ce demonstrează unii domni în platou astăzi, dezbinarea, ura, emoțiile foarte aprinse, bătălii verbale, care apoi aceste bătălii verbale provoacă bătălii reale în care pot să moară milioane de oameni. Eu vreau ca să nu se mai repete niciodată război. Că eu sunt într-o zonă de lângă Transnistria și am văzut ce înseamnă război. Eu am dormit cu automatul sub piernă când mamica mea stătea, tăticul meu stătea și apara statul. Eu știu ce înseamnă război, eu l-am văzut cu ochii mei. Eu am văzut rudii care au decedat în acest război, fiind un mic război de câteva luni de zile. Pentru mine, ziua Europei este o sărbătoare, angajament să nu se mai repete și să trăim, să construim un viitor democratic în care spiritele personale și ogorile personale să nu mai fie la baza unor decizii de stat. Să fim noi însăși indulgenți față unul de altul, democratici și mai multă dragoste, vă rog, mai multă dragoste. Mulțumesc, din nou v-ați încadrat perfect. Cine îndrăznește, domnul Țurcanu sau domnul Cujbă, cu avertismentul că aveți 30 respectiv 36 de secunde? Eu o să fiu foarte scurt. În ce an s-au pus bazele cooperării cu NATO prin semnarea programului Parteneriat pentru Pace. Întâmplarea face că tocmai am studiat și eu la București, am făcut cursuri NATO în cadrul SNSPA București și este o întrebare pentru care chiar mă mir că, iată, sigur că Parteneriatul pentru Pace a fost și îți justifică existența tocmai după anii 90, când în Europa orientală și centrală s-a lăsat cu un vid de securitate. Mulțumesc. Și în 94 a fost semnat, în 94 a fost semnat răspuns corect, da. La 16 martie 1994 la cartierul general NATO, prima întrevedere a președintelui Republicii Moldova Mircea Znegur cu secretarul general NATO, urmată de semnarea documentului cadru al programului Parteneriatul pentru Pace. Am completat eu pentru că dumneavoastră v-ați epuizat timpul. Am înțeles, mulțumesc, domnul Cujbă. Cine are dreptul de inițiativă legislativă? Deci eu nu sunt politician, dar logic, gândindu-mă, cred că oricine cine are cetățenia Republicii Moldova sau este o organizație non-guvernamentală sau este deputat sau este președinte și așa mai departe. Asta unul la mână. Deci așa mă gândesc eu. Oricine. Cu cetățenia Republicii. Eu înțeleg, eu v-am spus deodată, eu nu sunt parlamentar, deci eu știu că proiect de lege, asta e altceva, dar din inițiativă cred că și eu am. Ok, mergem mai departe 12 secunde. Fraților, uitați-vă și gândiți-vă bine. Ce vreți voi? Să salarii știți că aveți mari? Un minut special pentru pentru mesajul de final. Nu, eu am fost sincer cu dumneavoastră. Am spus, eu nu sunt polițian, dar eu mă gândesc cu oricine. Poate aveți altceva. Răspunsul este dreptul de inițiativă legislativă aparține deputaților în Parlament, președintelui Republicii Moldova, guvernului Adunării Populare a Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia. Wow! Nu știu. Vedeți? Eu v-am spus din start că nu cunosc, adică nu mă ascund după... Vă apreciez onestitatea. Ne îndreptăm spre final și spuneam, aveți fiecare la dispoziție câte un minut în care vă puteți adresa direct oamenilor cărora le cereți votul, puteți privi direct în cameră și să le spuneți de ce să vă voteze. Domnule Țurcanu, vă rog. Dragii noștri și scumpii noștri concetățeni, de 30 de ani suntem victima războiului geopolitic care se dă și pe care politicienii îl invocă de fiecare dată atunci când ambalează conținutul gol pe care ei îl au în ceea ce înseamnă ofertă concretă de dezvoltare a Republicii Moldova. De 30 de ani am mers prin noroi, prin întuneric, grădiniți închise, școli comasate, fără locuri de muncă, fără perspectivă clară de dezvoltare. Și iată-ne, Partidul Politic Șor vine astăzi în fața tuturor locuitorilor din Republica Moldova cu un model de dezvoltare concret, unde și-a luat toată puterea în mâinile sale și astăzi acest model de dezvoltare are la bază ani munciți și pentru noi
acest proiect de dezvoltare care se numește municipiu și orașul Urhei este cel pe care trebuie să tindă toată țara și îndemnăm toți locuitorii Republicii Moldova ca pe 11 iulie să-și ia țara înapoi și să voteze cu partidul politic Șor. Mulțumesc, domnule Cujba. Simplu, dragii mei, mesajul meu este foarte simplu. La șmecheri, banii se termină. Sunt ultimele alegeri care ei o să vă arunce praf în ochi. O să primiți cănuțe cu tot felul de sigle. Nu mi-e rușine să spun, inclusiv cu sigla Șor. O să primiți fel de fel de cadouri, fel de fel de promisiuni, cum acum la PSRM 5 milioane de lei la fiecare sat. Fraților, vă mint! Suntem săraci, suntem plini de datorii. Ei vă mai dau acum din ce au furat. Dacă luați, credeți-mă, după alegeri o să fie încă mai greu. Nu se schimbă nimic, au fost până acum afară cu ei. Votați partidele noi. Partidul POM este majoritatea din oameni care au plecat, care nu pur și simplu teoretic știu ce înseamnă viață bună. Au trăit, știu cum funcționează. Deci eu vă doresc să fiți atenți și să nu vă vindeți. Asta e, păstrați-vă demnitatea. Toate bune, pe 11 ne vedem. Vă mulțumesc, doamna Revin, pentru că ați fost atât de bătăioasă într-o companie a domnilor. Vă revine sarcina să încheiați dumneavoastră această emisiune, care, o spun din nou, a fost probabil cea mai animată și cea mai, din tot ce am discutat până acum. Vă rog, doamna Revin. Stimați cetățeni, știți... Eu tot astăzi am fost, ca și dumneavoastră, un telespectator sau un spectator la această bătălie politică care a avut loc în acest platou. Într-o măsură oricare m-am implicat, dar totuși vreau să spun că domnii contracandidați au vorbit doar despre bani, despre funcții și despre cine au furat banii sau cine vor să ajungă la acești bani. Nu a fost ridicat pe agenda nicio întrebare legată de probleme sociale, drepturile persoanelor cu dizabilități. Nu avem nicio universitate în Republica Moldova accesibilă pentru persoanele cu dizabilități. Nu s-a ridicat subiectul pensiilor mizere, sub minimul de existență. Nu s-a ridicat tema violenței în familie contra femeilor. Nu s-a ridicat tema copiilor fără adăpost. Noi suntem oamenii care avem puterea și putem schimba. Vă rog, votați Partidul Puterea Oamenilor, pentru că noi, doar noi, ne facem viața mai frumoasă. Vă cuprind și pe 11 ne vedem. Asta e chiar un record, ați terminat cu 2 secunde mai devreme. Sunt femeie care nu prea vrea, iubește să vorbească mai mult treabă și tare sper că... Faceți cu siguranță viața moderatorilor mai ușoară și viața colegilor care țin cronometru și care au avut astăzi puțin de lucru. A fost însă, sper, o dezbatere reușită și pentru dumneavoastră, dar mai ales pentru cei care ne privesc și cei care trebuie să decidă viitorul Republicii Moldova pe 11 iulie. Noi vom fi aici până atunci, în fiecare seară, doamnelor și domnilor, la ora 19 și la ora 21. O să aveți ocazia, uitându-vă la noi, să vedeți ofertele tuturor competitorilor electorali. De altfel, vă aștept din nou la ora 21 și vă mulțumesc că ne-ați urmărit acum. La revedere!